De ziua trăim Bansco, mergem să luăm micul dejun, 9 dimineața, ne-am prima dimineață care trezim atât de vreme. Mâncăm repede și apoi dăm, plecăm pe pârtie. Ziua 3 aici, super soare, deși n-așteptam să ningă. Am făcut 3 coborâri fără oprire, am început să mă și cronometrez 5 minute și ceva față de 10-11 cum eram ieri și alaltăieri. Deja suntem la a treia coborâre fără oprire. Soare frumos, tot ce trebuie. Filmează bine? Yes. Bun. Gata, fraților, suntem la 2200. E a doua tură pe care o dau pe pârtia asta. Mi-am înfrânt puțin teama. Și acum mai facem o coborâre și ne odihnim, că deja am cam doar un șold. Intru în revizie tehnică. Hai să-i dăm. Ne-am făcut curaj să ne dăm. M-au convins băieții. După ce au văzut că mă dau destul de bine pe cealaltă părție. Două coborâri pe 500 să mă arăți bilan. A doua am dat numai înfrânat, dar prima a fost genială, păcat că m-a luat durerea de shoulder, cum nu mai dau, că nu vreau să mă bubui, să nu mai pui mâine să fac nimic. Super mișto, jur. Mi-a plăcut și sunt... Mai filmează asta, mă? Da. Și sunt super happy că am învins, yay! Sunt super happy, jur. Mai ales prima oară când m-am dat fără căzăt. Adică, de fapt, am căzut de pe loc, că m-am oprit și nu ce dracu m-am făcut, m-am dezechilibrat. Dar a fost genial. Și mi-am învins frica asta de pantă super abruptă. Dar ți-am zis, cel mai frică mi-era acolo, super platou, ca la arteri. Am urcat până la 2600 și am făcut atac de panică. I-am dat lui Laur schiurile să mi le ia, dar m-am dat pe fund până la primul telescaun și m-am întors cu coada între picioare, la bază. Și de nervi m-am antrenat pe pârtea, m-am dat în ziua aia de vreo 10 ori, ieri la fel. Și v-am zis, am scăzut timpul de la 11 minute la vreo 6, 5, 6. Și astăzi a fost Laur, iar cu mine, că el expertele voastre dă super bine. Ei să mergem să mai încercăm încă o dată de undeva de sus și am fost la 2200. Și a fost superb, jur. Erau niște zone super abrupte, însă a fost ce trebuie. M-am descurcat. Bun, facem o pauză, sorbim ceva, sorbim niște antigel și ne mai dăm. Am băgat un gin și acum ne-am băgat la preschi. Am luat un ceai fierbinte. S-a făcut destul de friguț afară și a intrat și frigul nu. Laur s-a dus să mai dea încă o dată de sus. Eu am decis să nu. Mă doare piciorul puțin și nu vreau să forțez, pentru că îmi doresc să mă dau și mâine și mă resimt puțin. Așa că l-aștept și nu rămâne decât să coborăm apoi. Gata, mă, iar am trecut pe Shaolin mod. Avem trupurile în revizie. Deci ne dor trupurile. Da, am venit iarăși la spa.
avem niște dureri groaznice, vrem să ne băcăm măcar în jacuzzi. A început să ne doară mușchii, ne lasă încheieturile, suntem bătrâni, deci noi puțin acolo la jacuzzi. Mai băgăm niște saună, apoi mergem să ne răcorim. Cum ești, nu? Excelent!